În primul rând, cu ce gânduri la vot astăzi? Am venit la vot cu gândul schimbării pentru un oraș mai bun și pentru un județ mai bun și aș vrea să fac un îndemn, având în vedere că cei care au făcut legea au făcut-o în așa fel încât să avem un singur tur de scrutin pentru a putea da legitimitatea aleșilor locali, invit pe toți să vină la vot, să avem un număr mare de voturi, astfel încât aleșii să aibă și legitimitate, deși legea este strâmbă. Pentru ce ați votat, nu pentru cine ați votat? Am spus de la început, am votat pentru schimbare, pentru un oraș mai bun și un județ mai sănătos.